Edilul municipiului Pașcan și-a făcut un obicei din a convoca ședințele legislativului local la primele ore ale zilei. Ultima dispoziție în acest sens este pentru 4 mai de la ora 9, pentru o ședință extraordinară cu un singur proiect pe ordinea de zi. Aleșii locali sunt invitați să dezbată și să aprobe un proiect de hotărâre privind documentațiile tehnico-economice pentru reabilitarea rețelelor de iluminat public pe 24 de străzi ale municipiului. Ședința a fost anunțată încă de săptămâna trecută de primarul Marius Pintilie. Am o rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate, să fiți prezenți miercuri la o ședință de Consiliu de îndată, convocată de marți, pentru că avem niște indicatori tehnico-economici la sistemul de iluminat de votat. Joi ar trebui să depunem pe site-ul AFM-ului proiectul, deci rugămintea mea este, dacă se poate, la toată lumea, să facem quorum, să fim prezenți și să votați acest proiect. Valoarea estimată a investiției este de circa 5,4 milioane de lei, inclus TVA. Aproape 390 de mii de lei urmează să fie finanțați de la bugetul local, iar restul să fie obținuți de la administrația Fondului de Mediu. Menționăm că ultimele 4 ședințe ale Consiliului Local Pașcani au fost convocate la aceeași oră. Aproape de fiecare dată dezbaterile au început mai târziu, pentru a-i aștepta pe consilieri să ajungă în sală. De asemenea, unii dintre ei nu au fost prezenți, mai ales la ședințele extraordinare, pe motiv că la primele ore ale zilei sunt ocupați cu atribuțiile de serviciu. Din același motiv, nici contribuabilii nu pot participa la ședințele legislativului local dacă sunt interesați de anumite subiecte.